Modul, da? Înseamnă expresie modul. Și 3. Ecuații cu moduri. Ecuații cu moduri. Și aici, algoritmul. Da, algoritmul. Algoritmul. De rezolvare a unei ecuații cu moduri. Care este algoritmul de rezolvare a unei ecuații cu moduri? Se face tabelul de variațiune pentru fiecare modul. Se face tabelul de variație. Tabelul de variație a semnului pentru fiecare modul, pentru fiecare expresie din modul. Expresie din modul. Putem să avem 2 moduri, 3 moduri, da? Pentru fiecare trebuie să facem tabelul de variație a semnului, da? După ce se face, se începe studiul pe fiecare din interval, da? Se începe studiul pe fiecare interval. Da? Adică, ce devine ecuația pe fiecare interval? Deci se începe studiul pe fiecare interval. Și soluțiile, valorile pe care le găsim, trebuie cercetate dacă sunt sau nu interval. Pentru a accepta valorile găsite drept soluții, valorile găsite drept soluții, trebuie cercetate, trebuie cercetat dacă se află ori nu în intervalul de studiu. Deci, noi găsim niște valori, dar sunt ele acolo în interval, ca să le acceptăm ca soluție sau nu. Dacă da, le acceptăm, dacă nu, nu. Astea au fost lucrurile mari pe care le-am pus la punct. Să le spunem prietenilor noștri să nu uite să dea like și share. Și în continuare le promitem că ne ținem de proiect. Trecem în revistă, așa, sperăm aproape zilnic. Pe excepția, cred, zilelor de Crăciun. Așa. În rest, încercăm să mai prindem câteva lecții, că este foarte, foarte important. Vezi cât de multe lucruri repetăm? Și acasă, când dai să faci un exercițiu, îl greșești, îl dai peste cap, rămâi cu greșeala aceea, tu crezi că ai făcut bine, dar e greșit. Da? Deci de aceea trebuie să revenim asupra lucrurilor. La revedere, dragilor! Pe mâine seară, la aceeași oră, da? Da.